Este informația momentul incident în centrul Aradului, un tramvai a deraiat. Aurina Petre ne spune ce s-a întâmplat acolo. Aurina. Vorbim despre un tramvai care era plin cu pasageri, acesta deraiat și a lovit un stâlp de beton care susținea rețeaua electrică, l-a dărâmat. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, nu a fost rănită și nici vatmanul, și el este bine, dar circulația în zonă este oprită, mai exact circulația tramvailor va fi sistată cel puțin o zi în acea zonă și asta pentru că trebuie refăcută rețeaua de alimentare cu electricitate.